Orașul Suceava este pe lista celor 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a precizat faptul că acest titlu este o onoare pentru orașul nostru, dar și o responsabilitate. Din România au fost selectate 3 orașe, respectiv București, Cluj-Napoca și Suceava, din cele 13 orașe care au aplicat. Municipiul Suceava are în vedere reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, creșterea eficienței energetice la nivel local și creșterea calității vieții în municipiul Suceava. În total, la nivel european, au fost un număr de 377 de aplicații în acest sens. Următoarea etapă este întocmirea, semnarea și implementarea de către fiecare oraș selectat a contractului. În primul apel al misiunii Orașe Inteligente și Neutre din punct de vedere climatic, bugetul alocat pentru orașele selectate este de 117 milioane de euro.